Nu. N-ar fi ușor și greu? Da. Hai să vedem cam cât de greu ar putea să fie să te prezinți printr-un desen. Trecem la treaba să desenăm? Da. Da? Desenăm ce vrem noi. Ce vrei tu să te prezinte pe tine? Ai văzut cum uite. Ce le-a plăcut mai mult? Leuțului i-a plăcut mai mult să picteze, da? Și i-a plăcut că lui el poartă ochelari și pălărie. A desenat asta. Și o să desenez niște flori. Stai puțin, hai că vorbim imediat atunci de desen și după aia trece la treabă. Ce i-a plăcut? Găinucei să gătească. A făcut o casă de bucate, un tort și un șor. Ce i-a mai plăcut? Lui Leu i-au plăcut petrecerile, da? Și muzica, îi place muzica. A desenat o petrecere cu muzică și cu microfon. Hai să vedem, vouă ce vă place mai mult, ca să vă fie un pic mai simplu când vă apucați de desen. Cine vrea să-mi zică prima? Hai zi, Anastasia. Tu ce ai vrea să desenezi ca să te reprezinte pe tine? Ce-ți place ție cel mai mult? Florile. Îți plac florile? Ce nu-ți place? Zi-mi trei lucruri, ca să ai trei repere când te apuci de desen. Mai plac crucile. Crucile? Da. Ce fel de cruci? Crucile lui Dumnezeu. A, îți place religia, da? Da. Să faci o cruciuliță care simbolizează pe Dumnezeu. Ok. Și încă ceva. Florile, cruciulițele care, prin care tu arăți că ești o credincioasă, o persoană credincioasă și mai ce? Să fac fluturași. Îți mai plac fluturașii. Ok, deci la tine ar fi pe desen flori, cruciulițele și fluturașii, dar ceva ce ține de tine nu mai place mai mult decât fluturașii, ceva ce faci tu? Mie mai place să aranjez masa. O să pun papeluțe. Și altceva despre ce faci tu? Îți place să cânti, să dansezi, să pictezi, să desenezi, să eu știu ceva, ce îți place ție? Să noți, cam ce îți place? Mie îmi place să pictezi. Îți place să pictezi. Deci ai putea să pui pe desen faptul că tu iubești floricelele, că îți plac cruciulițele și că ești o fată care crede în Dumnezeu, da? Și ai mai putea să pui, ce mi-ai spus acum ultima oară? Că îți mai plac? Fluturaș. Nu fluturaș, mai mi-ai spus ceva și amică. Să pictezi. Să pictezi, ai putea să mai desenezi tot la fel, să faci un tablou acolo mic, da? Cum a făcut Leu, ca să spui culorile, să desenezi scrivani. Da. Ok, deci ne-am rămâi cu desenul tău. Cine vrei să ne povestească despre ceva desenat dintre ele două? Ia. Ana. Ce vrei să pui în desen? Ție ce-ți place cel mai mult? Să pictez. Așa, deci ai putea să desenezi tu la fel peșurile sau un tablou mic, da? Sau o paletă de culori sau creioanele, așa. Ai ceva ce-ți mai place ție să faci foarte mult și te simți bine și tu știi că când faci chestia asta. Era farul. Ana, ce-ți place? Să cânti, să dansezi, să te joci cu copiii? Ce-ți place? Sau ce? Să te joci cu copiii. Ai putea să te desenezi pe tine cu 2-3 prieteni lângă tine, da, pentru că asta îți place. Și încă ceva. Să mă joc cu jucărie. Să te joci cu jucărie. Deci tu ai putea să desenezi la tine o jucărie preferată. Care e jucăria ta preferată? Rămâne tot iepurașul sau e alta? O broscuță. O broscuță. Deci tu ai putea să desenezi broscuța, jucăria ta preferată. Ai putea să mai desenezi pe tine cu încă o prietenă sau două lângă tine, pentru că îți place să te joci cu copiii, și mai desenezi alături chestiile alea cu pictura, că ai spus că îți place să pictezi, da? Ok, Diana, ție ce-ți place cel mai mult? Ok, îți place să îngrijești floricelele? Ok, deci ai putea să desenezi chiar niște floricele, da? La mine! Ție îți plac doar florile, ea mi-a spus că îi place să le îngrijească, da? Deci poate să deseneze și o tropicoare cu doar flori, nu? Așa. Ce-ți mai place? Să pictezi. Să pictezi, puteai și tu să arăți tot la fel paleta de culori, lasă picioarele să ne spune. Paleta de culori sau creioanele sau un tablou mic, da? Așa? Și ce-ți mai place? Jucăriile. Și jucăriile. Care e jucăria ta preferată? Păpușii. Ai o păpușă anume pe care o ai în cap? În minte? În cap adică în minte. Tu știi la ce păpușă te gândești când ne
spui, nu? Ai o păpușă pe fereastră dintre toate acasă? Deci vei ști cum să o desenezi, ca să arate ca păpușa pe care o îndrăgești tu, da? Deci tu vei desena păpușile, ori mai multe păpuși, ori păpușa care îți place ție cel mai mult. Vei desena ceva ce te duce cu gândul la pictură, paleta, pensulele sau creionele sau un tablou mic. Și vei mai desena câteva floricele pe care, dacă vrei și îți place să le îngrijești, poți să pui alături și o stropitoare, da? Ok, trecem la treaba acum, ne-e mai clar ce desenăm? Da, da. Bine, hai. Facem asta. Ana, ia să vezi, trebuie de față, ce e acasă, te vezi mai bine. Păi fiecare are cât un borcanel din ăsta. Și toată lumea are aceleași lucruri. Așa, avem și creioanele și mai avem aici tot o foaie fiecare. Ce e asta? Și avem câte două scripti. Eu mă apuc de bani. Păi nu pun scripti, sunt creioanele. Mai întâi te-a pus să desenezi tu ce vrei și ăsta îl folosești la urmă ca accesoriu, să pui pe anumite lucruri, da? Poți să te iei un creion și să începi cu creionul să desenezi. Uite, uite. Deci tu ai să te ajut să-ți facă o broscuțană? Uite de broscuțană. Eu fac o strobitoare. Fac aici broscuțană, stai că mă gândesc cum să o fac. Nu o să te super dacă e o broscuță mai mult. Asta nu s-a mamă deloc. Nu vreau să mă broscă, tu m-am plicit cu ce să fac. Vreau să pun un pui, care are o sfârșită în pui, care are limba. Hai că seamănă cu o broscuță, uite, are și ghelusele astea ca de broscuță. Faceți tot cu picioarele astea? Da, la mie mi se pare că e un cățel. Nu. Așa mi se pare. Așa mi se pare. Așa mi se pare. Stai cum ți se pare a mea, ok? Da. Eu vreau să-i pun scrivici în mijlocul florii. Și vrei să ajut la ceva, Anastasia? Da. Te ajut la ceva? Da. La ce vrei să ajut? Vreau să pui scripiciu în mijlocul acasă. Păi mai întâi faci floare, după aceea puteai ajuns să pui scripiciu. Diana, cu ce vrei? Vreau și pe metale să... Ce vrei să te desenezi? Păi tu nu poți să desenezi singur la floricele? Astea-s mai simpluțe. Nu știi să faci floricele din astea, uite așa? Ia du-te, singurul. Da. Și acum o să fac o curciuniță. Îi faci un rotund în mijloc. Și asta uite cum îi faci pe tare. Niște bucle. Ce părere ai? Le faci și cu frunză? Să le facem și frunza și tulpina? Mai lungi? Ia, te-am făcut o cruce. Foarte bine dacă ai făcut o cruce. Am făcut 6 cruci. Am făcut 18. Încerc să mai faci una alături singură? Faci rotund prima oară. Și acum încearcă să-i faci petalele ca niște bucle. Așa, le-ai dus. Dă-le un pic, mai mă, Matian. Mai mult. Așa.
Următoare bucle, mai mare. Așa, tot mare și următoare. Pana asta scrie. Drama e făcută de tine. Ia uite, ia uite pana care scrie. Și pe și petala asta, mai fă o dată. Pana care mai mare, bravo. Du-i în jos tulpina. Și frunzulița, crezi că poți o faci? Du-o în sus. Ia scris pana pe degete. Asta. Aici, bravo. Doamna, mi-a scris pana pe deget. Anastasia, să te distrezi, dar dacă expiră timpul și lucrarea ta e neterminată, nu știu ce o să le mai arăt copiilor, ca să-i cunoască mai bine. Chiar te-ai scris prăzită. Vrei continui? Acum... Așa nu mă gândesc, eu mă gândeam să-i copiilor. Acum vreau să mai zic. De acolo, Ana, colorează mai bine. Să vreau scuța cu verde și la sfârșit de tot îi pui clipiși pe ea. Ai înțeles că clipiși se mai arăt. Acum trage linia aici așa, bravo. Hai să fac așa mai rotu. Stai. Vreau să pui pe petale și să fac și în mijloc să pui rot. Așa, ia. Păi ia încearcă singurile aici. Stai, așa. Și ca pe tropitoarele. Ce faci? Vrei să vezi cum scrie pana?